De zilele imnului, un punct de prim ajutor va fi instalat într-un cort unde voluntarii Crucii Roșii vor distribui măști de protecție celor care vor vizita Târgul Meșterilor Populari și vor asista la manifestările de pe arenele Traian. Voluntarii au fost instruiți și sunt pregătiți cu tot ce este necesar pentru acordarea primului ajutor. Mâine, de la ora 10:30, când se dă startul Târgului Meșterilor Populari din România în Parcul Mircea cel Bătrân, o să avem un punct de prim ajutor. O să avem un cort, o să avem măscuțe de distribuit celor care vin să viziteze această expoziție cu vânzare de produse tradiționale și vin pregătiți, adică nu au ce le trebuie, măscuță, dezinfectanți vom avea acolo. Va fi alcătuit un culoar cu sens unic. Și persoanele care vor dori să viziteze aceste expoziții exponate vor avea un singur sens de parcurs, astfel încât să nu se intersecteze, să nu se îmbujească distanțarea aceea fizică, să fie cât se poate de respectată. Tot mâine, sâmbătă 25 iulie, după amiaza, o să participăm cu un punct de prim ajutor. De asemenea, vom instala un cort, vom avea voluntari alături la manifestarea de la Arenele Traian, unde vor fi premiați cei, am înțeles eu, că sunt 23 de elevi, absolvenții care au luat media 10 generală la evaluarea națională, dar și la examenul de bacalaureat, iar după aceea va fi o manifestare a Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea, care va avea ca invitat și pe Paula Seding și de asemenea vom fi prezenți acolo alături de forțele de ordine cu punct de prim ajutor, astfel încât toate condițiile de bună desfășurare a manifestărilor să fie îndeplinite și asigurate. Tot legat de zilele imnului național, miercuri, vom fi la Arenele Traian cu echipaj de prim ajutor, cu cortul nostru specific care ne va însoți și de această dată pentru a asigura punctul de prim ajutor la manifestările ce vor avea loc. Sunt o succesiune, o cascadă de evenimente aproape toată ziua, însă cele mai importante vor fi de la ora 18 și vom fi prezenți din nou acolo cu voluntari, cu materiale specifice de protecție, cu măscuțe, cu dezinfectanți, astfel încât să putem asigura în condiții bune punctul de prim ajutor. Ne-am instruit voluntarii și de fiecare dată când avem o astfel de activitate facem o instruire în plus înaintea plecării, participării la eveniment, pentru că sunt niște modificări în ceea ce reprezintă resuscitarea. Și, Doamne ferește, dacă este nevoie să facem așa ceva, să știm să o facem din instinct. Voluntarii sunt instruiți să nu mai facă în mod direct. Ne-am achiziționat baloane de ventilație, ne-am achiziționat pocket mask-uri sau acele dispozitive de așezat pe găile orale ale unei eventuale victime și vom face insuflațiile cu acest balon de insuflații. Avem set de adult, set de copii, mai multe seturi chiar, astfel încât intervenția să fie în deplină siguranță atât pentru voluntari, dar și pentru victima respectivă. Pentru organizarea Târgului Meșterilor Populari a fost realizat un culoar de trecere pentru un sens, tocmai pentru a nu se intersecta prea mulți cetățenii.